Ne-am întors în direct, stimați telespectatori, în plasmă la mine și acum la dumneavoastră pe ecran, or să fie, iată, este și la dumneavoastră pe ecran, unul dintre documentele care ne determină să îl invităm pe Cătălin Antohe și să continuăm celebra poveste numită Alchimistul de la Hurmuzache sau Eugen Popescu, omul care, în opinia celor care fac ancheta jurnalistică, ocupă ilegal un post de director într-un institut extrem de important pentru diasporă, pentru cei 4-5 milioane de români din afara granițelor, majoritatea dintre ei lucrând în, sau trăind sau chinuindu-se săraci prin Europa. Programele derulate de institut sunt foarte multe, cu bani foarte mulți și cu sprijin politic foarte interesant. Eu spun doar foarte interesant, Cătălin Antohe, te ascultăm. Da. Domnul Eugen Popescu este vizat de mai multe anchete pentru a se stabili dacă studiile superioare ale dumnealui au fost obținute legal. Da? Ei bine, deși s-au obținut toate documentele în acest sens, în urmarea unei anchete a Ministerului Educației și una paralelă a Corpului de Control al Guvernului, Ministerul Educației, prin doamna Ecaterina Andronescu, au refuzat să ia o decizie în acest caz și îl tergiversează ducându-l spre Universitatea Cătălin, te întreb Norodă. Că oamenii văd un document în limba engleză, este unul dintre răspunsurile pe care le-ați primit din CHEP. Este răspuns primit de Ministerul Educației din România, de la Ministerul Educației din Canada, da? Am pus acolo alături și o traducere, da? Este în clar? Deci, să spunem scurt, domnul Eugen Popescu a absolvit un colegiu, o școală profesională în Canada de medicină tradițională. Cu acele documente a venit în România și și-a echivalat studiile ca studii superioare la Universitatea din Oradea. În situația în care acel colegiu, după cum vedeți în adresă, nu este și nu a fost niciodată instituție de învățământ superior. Dar cine este Adrian? Căruia este... Este un Adrian este din Ministerul Educației, Adrian Iordache, @edu.gov.ro. Deci, domnul Adrian, dă puțin antetul, Teddy, că e foarte important să spunem oamenilor ce văd, că așa multă lume le arată documente subliniate cu roșu, putem da documentul așa, mai. Acum antet înseamnă la începutul documentului, Teddy. Acolo. E traducerea limba română. Dragă Adrian, atenție, stimați spectatori, să punctăm. Dragă Adrian, este, ce vedeți acum e traducerea din limba engleză a documentului, silabă cu silabă. Adrian este unul, dacă scoateți după ecran, drag Adrian, degeaba vorbesc eu, mă. Încă o dată, cine este Adrian? Adrian Iordache este specialist în Ministerul Educației, da? Da. Care a trimis adresa oficială din partea doamnei Ecaterina Andronescu să se afle dacă institutul absolvit de către Eugen Popescu în Canada e institut de învățământ de studii superioare. Eu te întreb așa, dacă doamna ministru, lăsați așa documentul ca să citească lumea. Cine are dioptrii mai cu problemă, cine are vederea mai să se apropie de micul ecran, de plasmă, de LCD-ul, de ce aveți acasă. De ce? Pentru că în prima frază subliniată cu roșu, se spune adevărul și numai adevărul. Institutul ăla despre care v-am vorbit, l-am arătat, am mers pe stradă acolo, v-am arătat ușa institutului, care de fapt este o clădire oarecare de pe o stradă, oarecare dintr-un oraș mare al Canadei. Din Quebec, dacă mi-aduc aminte, nu? Corect. Ei, aici zice clar că acel colegiu nu este înregistrat în registrul instituțiilor de învățământ ca instituție de învățământ autorizată să emită diplome universitare. Punct. Apoi, în acest caz, autoritatea competentă din Quebec, acolo Ministerul Educației e în Quebec, nu a autorizat această instituție să emită diplome. Și celălalt document pe care vi l-am adus, cel în limba franceză, este chiar de la Ministerul Educației din Quebec. Este adresat direct șefului Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educației, puteți vedea acum, da? Către doamna Gianina Chirazi, da? Da. Este adresat direct, după cum puteți vedea, iar răspunsul este cât se poate de clar. Vă confirm că această instituție, Colegiul de Medicină Tradițională, nu face parte din rețeaua instituțiilor de învățământ a Ministerului Educației și Învățământului Superior din Quebec și nu a făcut parte nici în perioada 90-95, când are studiile făcute de domnul Eugen Popescu. Da? Este cât se poate de clar. Multă lume înțelege, dar la fel am atașat și traducerea. Iată documentul, am scos un pic grafica. Pentru că vorbitorii de limbă franceză și slavă Domnului sunt mulți francofoni în România, cunoscători, să poată citi ceea ce este subliniat cu roșu. De acolo se vede clar că ancheta jurnalistică cetățeanul, făcută de cetățeanul, adică de Cătălin Antohe și
făcută serial de emisiunea aceasta de Se întâmplă acum sunt justificate gazetărește 100%. Un om ocupă o funcție pe baza unor documente nelegale în raport cu funcția, documente despre care doi miniștri, Andronescu și Intotero, pentru că Intotero a fost și va redeveni ministrul pentru românii de pretutindeni, din ce știu eu, doi miniștri, două ministere, două structuri, îl țin în brațe pe domnul Eugen Popescu, nu vă spun câte mesaje am primit. De la numere pe care unii credeau că nu le identific, le identificăm, știm exact ce fundație, ce asociație fac presiuni pe telefonul meu. Dom'le, dacă tot vorbești de iau și pasta, vorbește și de preotul, nu știu care, cu salariul. Nu mă interesează preotul, nu mă interesează salariul, eu știu de unde a pornit scandalul ăsta. Să nu credeți că Antohe vine la mine în emisiune fără ca eu să mă documentez până la nivel de virgulă ce-i cu ancheta. Ancheta e corectă, că altfel nu o făceam. Acest parteneriat B1 cetățeanul este corect. Iată, în limba română, ce aș citit în limba franceză pentru cei care nu sunt prieteni cu limba lui Voltaire. Iată, asta este traducerea. Și nu e aproximativă, este o traducere corectă. Zii, Cătălin, iartă-mă că te-am întrerupt. Această adresă este din 26 aprilie. La minister. La Ministerul Educației. Noi am prezentat în emisiunea anterioară adresele noastre făcute către Ministerul Educației din Canada cu același răspuns. Nu aveam nicio îndoială că ar fi putut răspunde altfel. Dar iată acum dovada că Ministerul Educației a știut și știe de mai bine de o lună de zile acest răspuns oficial. Dar, domnule Barbu, aici este și mai important un alt aspect. Ministerul Educației din România nu avea nevoie de aceste adrese către Canada. Nu avea nevoie de răspunsurile din Canada, deoarece la Ministerul Educației este o listă cu toate universitățile ale căror studii sunt recunoscute din întreaga lume. Dați-mă și imaginea cu domnul Eugen Popescu, că poate nu știe nimeni de cine vorbim. A decis doamna ministru Ecaterina Andronescu personal și a spus-o și la dumneavoastră într-o intervenție telefonică să trimită adrese în Canada să fie sigură că aceste instituții nu sunt de învățământ superior, spunând nu putem anula diploma cuiva fără domnule, să fim siguri, că e foarte grav. Tu te ții de mult de această anchetă și credeți-mă, e ca pitbull-ul. Dacă apucă, nu mai dă drumul Antohe. Eu te întreb așa, ai vreo informație, ai făcut vreun calcul, știi programele lor cumulate, ce înseamnă în bani? Alu Hurmuzaki, institutul pe care îl păstorește domnul Eugen Popescu? Greu de spus cu banii. Eu m-am gândit mai degrabă în altă zonă. Stai un pic, Tăricianu vorbește în plenul Senatului. A impus ca răspunderea penală a miniștrilor să respecte articolul 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cât și alte cerințe ce decurg din principiul legalității, cum sunt certitudinea juridică, previzibilitatea, claritatea, proporționalitatea și tratamentul egal. Astfel, Senatul se va asigura că oricare din principiile de drept pe care le voi enumera nu sunt încălcate pentru a putea să decidă procedura de urmărire penală a unui fost prim-ministru, actualmente senator. Și anume, primul, investigația penală nu este de natură să afecteze independența și libertatea de exercitare a mandatului prin demararea unui caz care poate fi considerat o acțiune politică. În al doilea rând, investigația penală nu este construită ca prin ea însăși să fie de natură să răstoarne prezumția de nevinovăție. Și în al treilea rând, cererea de urmărire penală nu înfrânge garanțiile de independență ale senatorului față de celelalte puteri ale statului sau în raport cu majoritatea parlamentară. Doar prin analiza acestor criterii se poate stabili legitimitatea deciziei prin care se cere urmărirea mea penală, fără ca prin aceasta să fie afectată exercitarea mandatului, astfel încât rațiunile oricărei decizii, fie ea de aprobare sau refuz, să fie stabilite în mod obiectiv și să nu se poată constitui într-un mecanism de obstrucționare a justiției. Circumstanțele concrete ale cererii de urmărire penală redactate la adresa mea în calitate de fost prim-ministru, am să le încerc să le descriu. Așadar, presupusele fapte penale sunt descrise în referat ca fiind săvârșite până în luna noiembrie 2008, cu 10 ani înaintea sesizării Senatului și se referă la exercitarea atribuțiilor mele de prim-ministru. Raportându-se la criteriile obiective de analiză a garanțiilor constituționale privind imunitatea și analizând referatul, circumstanțele obiective și declarațiile făcute de mine în cadrul audierilor, Senatul ar trebui să aibă în vedere următoarele.
Referitor la criteriul numărul 1, investigația penală nu este de natură să afecteze independența și libertatea de exercitare a mandatului prin demararea unui caz care poate fi considerat o acțiune politică. Pentru a putea fi examinată aplicarea acestui criteriu, este necesară analiza activității mele în exercitarea mandatului de senator. Astfel, atât în calitatea mea de senator, cât și de președinte al Senatului, am luptat și acționat public împotriva abuzurilor din justiție, cu precădere în faza urmăririi penale, acuzând în mod constant parchetul și în special DNA de încălcarea drepturilor omului și de implicare politică. Mai mult, în calitate de senator, am inițiat un proiect de lege adoptat de Parlament prin care s-a reglementat declasificarea protocoalelor de cooperare între autoritățile din justiție și serviciile de informații, precum și eliminarea efectelor generate prin încălcarea articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. De asemenea, în calitate de senator și lider al uneia dintre cele două partide care asigură majoritatea parlamentară, am susținut împreună cu întreg grupul politic din care fac parte introducerea în legile de organizare a justiției a principiului răspunderii magistraților pentru erorile judiciare și transferul competenței de investigare a magistraților de la DNA la o secție distinctă din parchetul general. Toate aceste elemente au fost percepute negativ de DNA, inclusiv prin poziții publice critice la adresa Parlamentului, aspect sancționat de altfel chiar prin decizii ale Curții Constituționale. Mă refer la deciziile 63 și 611 din anul 2017. Un alt aspect este cel al declanșării, în calitatea mea de președinte al Senatului, a unor acțiuni de constatare a conflictului juridic de natură constituțională între Ministerul Public și Parlament, soluționate de Curtea Constituțională prin câștig de cauză dat Parlamentului și constatarea conduitei culpabile a Ministerului Public. Așadar, pozițiile antagonice pe care le-am avut cu parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt de notorietate și s-au materializat prin acțiuni concrete ce țin de natura exercitării mandatului de membru al Senatului. De asemenea, este bine cunoscut că același parchet a realizat o altă anchetă la adresa mea și a dispus trimiterea mea în judecată pentru săvârșirea de fapte penale în dosarul penal numărul 2553/1/2016. Acele acuzații au fost ulterior respinse de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a constatat că faptele nu există și a dispus achitarea. Hotărârea reprezintă un verdict judiciar definitiv, pronunțat de o curte independentă și conturează netemeinicia acuzațiilor aduse la adresa mea de către DNA. În concluzie, raportat la criteriul analizat și ținând cont de activitatea mea politică de precedent, am avut o legătură directă cu cei care filmează în Senatul României. Domnul Tăricianu Călin Anton Popescu explică de ce nu trebuie să voteze Senatul României pentru ridicarea imunității parlamentare a domniei sale. Nu trebuie, pentru că este o... N-am terminat fraza, domnule. Nu spune că nu e vinovat. Spune că probele au fost obținute ilegal. Spune, domnule, este vinovat. Înțelegeți? Nu, domnule, a spus că este o acțiune politică. Păi, este acuzat, vă reamintesc eu de acasă, este acuzat domnul Tăricianu că a luat mită 800 păi de mii de euro. Păi și mita e politică? Este acuzat domnul Tăricianu, dânsul este Eugen Popescu, este acuzat domnul Tăricianu că a luat 800 de mii de euro șpagă. Și a spus că asta este o acțiune politică. Dumnezeu, nu poate instanță. O secundă, Ioana. Vă reamintesc că pentru angajarea a două fete, a două doamne, două duduici, angajarea lor la stat și folosirea lor la partid, la PSD, Dragnea Liviu Nicolae e în pușcărie. Și nu o zi, nu o lună. E în pușcărie 3 ani jumătate. Repet, Dragnea Liviu Nicolae stă la Rahova acum că e în perioada aia de, cum se cheamă, carantină, 21 de zile, nu 14 cum v-au spus unii pe la știri, pe la alte televiziuni. 21 de zile e carantina. E la pârnaie, e la pușcărie, Dragnea. Iar și-a acuzat, s-a găsit și vinovat definitiv, că de-aia stă la pușcărie, pentru angajarea, folosirea două femei angajate la stat, plătite de statul român și folosite la partid. O prosteală, în ultimă instanță. E ca ala cu termopanele. Nu e prosteală, e infracțiune. Dom'le, e o infracțiune, dar n-a spus că e o prosteală în sensul că nu e corect. E corect, mă, instanța a zis. Al Capone. Bă, dar dacă Dragnea stă în pușcărie... Al Capone, știți că a fost condamnat pentru evaziune fiscală, deși el a făcut 1000 de omoruri? De-aia că discutăm așa, în logica asta. Câți bani au fost transferați de domnul Dragnea prin Brazilia, pe acolo, pe unde se plimbă? Nu? E bine, ok, e bine. Spuneți-le, domnul Coarnă, oamenilor, că e bine. Hai
să spunem altfel. În opinia mea, acea infracțiune subzistă. Ca să înțeleagă oamenii, eu președinte PSD Telorman, eu președinte Consiliului Județean Telorman, două angajate la Consiliul Județean, la Direcția pentru Protecția Copilului, care îmi făceau mie cafeaua dimineața. Și eu spun că nu știu ce e cu ele acolo, să facă pușcărie aia proști din spatele meu. Nu eu. Cum Băi, adică? Nu, nu, situația poate de că fapt... nu ești atent la ce sunt... Poate ai fost plecat de pe planetă. Da, domnul ăla cu cafeaua e în pușcărie mitică. Foarte bine. Îl cheamă Nicolae Nicu Dragnea, ca așa să spune. A încercat. Domnul Tăricianu, eu n-am nimic cu domnul Tăricianu. Probabil că e nevinovat. Eu chiar am așa un mic feeling că e nevinovat complet domnul Tăricianu. Bă, dar nu trebuie să... Bă, dar nu trebuie să mergem în instanță, mă gândesc. Vreau să vă spun, când eram senator, ascultați-mă un pic și cu asta mă întorc la invitatul meu, Cătălin Antoche, și la cazul Popescu. Bă, când eram senator, în Senat, la aceeași oră, cu Camera Deputaților, se votau două lucruri. N-am să uit până pun mâinile pe piept. Noi senatorii votam să ridicăm imunitatea parlamentară să meargă în fața legii lui Varujan Bozganian și răspunsul după miruirea, știți povestea cu Miru, a fost nu, nu merge Varujan Bozganian în instanță. De ce? Nu vrea Senatul României. Iar la 300 de metri, 200 și ceva de metri, în Camera Deputaților, Elena Udrea primea a treia ridicare de imunitate. Nu una, trei. Au fost vreo 60.000 de cereri de ridicare a imunității și de băgare în pușcărie a Elenei Udrea. N-o plâng. N-o plâng, dar vă spun. Și eu întrebam de la tribuna Senatului, există stenogramă, vă aduc și vă arăt pe post ca să nu credeți că bag în ele, că vorbesc aiurea. Eu, senatorul liberal Tudor Barbu. Mă, care e diferența? În același parlament, într-o cameră spunem nu, ăsta nu merge în fața legii și în camera de altă spunem ăsta merge în fața legii. N-a știut nimeni să-mi răspundă la întrebarea asta până în ziua de azi. Da, Ioana. Iar Tăricianu trebuie să meargă în instanță să-și dovedească nu acolo să nevinovăția. Păi nu să meargă, votul. Noi știm asta foarte hai bine, că e votul. Cu mirul, cu scutul făcut pentru toți penalii. Hai să vezi votul la Tăricianu. Da, nu se poate să așa ceva. Să bucure și diaspora, să se bucure și ăștia din țară, păi ce aleși aveți, are. Ce aleși avem. Asta s-a întâmplat care în 2016. Între popor și aleșii lui. Votul din 2016 e astăzi reprezentat în Parlament, da? Că despre asta e vorba, păi nu despre votul de 26 mai. Până la următoarele alegeri. Sper adică că poporul nu. Suportă, chiar dacă poporul are altă opțiune, sper suportă încă nu. 2 ani, așa, lucrurile așa. Bine, bravo, o țară minunată. Păi. Cătălin Antoche. Da, este vorba despre proiecte de ordinul sutelor de mii de euro. Proiecte. Tu vorbești de Hurmuzache, de sute de mii de euro? Da, sunt proiecte de ordinul sutelor, acesta este bugetul. E de ordinul sutelor de mii de euro anual. Stai mă, că atunci abia acum mi-ai dat răspunsul, mă. Păi. Acum să înțelege, acum înțeleg și eu, eu n-am știut că e suma, eu, domnul Popescu n-am știut că dânsul din imagine gestionează sute de mii de euro, mă. Da, domnul Eugen Popescu a refuzat pe motiv că e în tratament post-operatoriu, a refuzat să intre în direct cu noi data trecută, dar dânsul fusese toată ziua la serviciu și cu o zi înainte și cu două zile înainte și tot, și care continuă să refuze dialogul cu presa. Eu îi cer insistent o astfel de întâlnire. Nu a reușit. Dar în același timp susține în permanență că studiile lui sunt corecte, sunt legale, studiile dumnealui, mă iertați, corecte, legale. Aceasta este diploma obținută de la Oradea, da? Diploma care nu are nicio foaie matricolă, cum era legal, de care să fie însoțită, da? Bine, avea cine să o elibereze. Bineînțeles, da. Și care a fost eliberată în condiții, acum putem susține cu adevărat, de nelegalitate. Din moment ce studiile pe care le-a echivalat în România nu erau studii universitare, domnul Eugen Popescu nu putea beneficia de o diplomă de licență legal, nici în România, nici oriunde în altă parte. Ori în situația în care nu are studiile universitare legal, subliniez acest cuvânt, nu are voie tot legal să ocupe funcția de director în niciun institut din România. Nu e voie. Nu dă voie legea. Dar doamna ministru nu a făcut demersurile necesare, doamna ministru Andonescu nu a făcut demersurile necesare pentru anularea acestei diplome, da? Și două ministere, Ministerul Educației și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, nu au mișcat un deget tot legal să anunțe parchetul despre posibila săvârșire a unor infracțiuni. Nu avem decât să-i mulțumim lui Cătălin Antoche pentru două lucruri și o fac cu multă sinceritate. Primul, că ne-a adus în exclusivitate documentele din care irefutabil se vede că ambele ministere, și al doamnei Întotero și al doamnei, nu astea documentele Teddy, și al doamnei Katia Andronescu au fost notificate de mult, aprilie, nu? Da, da, da. Aprilie, dar noi le semnalăm de multe luni de zile. Ok. De ce spun asta? Că îi mulțumesc lui Cătălin, pentru că eu din aprilie, eu cu Antoche, Acila Măsuță, am făcut de atunci, asta e a treia emisiune. În trei emisiuni ni s-a spus și pe căi culte și oculte și pe SMS-uri și pe telefon de către doamna Cati Andronescu. Nu avem bă răspunsul. Nu putem să-i luăm capul și anume omului, pentru că noi nu avem răspuns din Canada. Eu acum vă spun așa și dumneavoastră, doamna Andronescu și doamnei Întotero.
Dom'le, se pare că răspunsurile sunt la minister de mult. Adică știm exact din partea canadiană cât de legal sau nelegal are studii superioare domnul Eugen Popescu. Și mai mulțumesc pentru ceva. Pentru că nu se lasă. Gazetarii din România, în general, după una, două, trei episoade, schiaună. Fie că sună telefonul, fie că vine șpaga, fie că vine comanda, fie că vine Popescu și l-arde sau nu l-arde Antohe, nu se lasă. Eu, rar, în ăștia 30 de ani am văzut rar anchete jurnalistice care au mers, indiferent de cum erau valurile, au mers până la capăt. Bravo, bă, Cătălin. Când ai alte date, alte informații, alte imagini, alte documente, să completezi, dacă mai e cazul, emisiunea, televiziunea, îți stăm la dispoziție. Ne întoarcem la cei doi invitați. Rămâi alături de noi, Cătălin, să mergem mai departe până la finalul emisiunii. Mai avem puțin până la publicitate. Domnul Coarnă. Da. Ce anume credeți că se va întâmpla, având în vedere că domnul Buda Ioan, șeful poliției române, se află acum în Timiș, eu zic, cu gheara în gâtul poliției locale și a șefului PJ? Poliției județene. Poliției județene, iertați-mă. Eu sper să nu fie cu gheara în gâtul poliției județene, metaforic. A spus că acolo este vinovăția. E problema dumneavoastră, dacă s-a exprimat atât de rapid în niște condiții unde nu are toate elementele, eu cred că exprimarea este total neprofesionistă. Considerați că declarația domnului polițist șef, da, adică șef al poliției române, da, o susține direct, politic și nemijlocit pe doamna, da, ministru? Da, în opinia mea, da. În opinia mea, încercă să mute centrul de greutate de pe responsabilul principal, care este Carmen Dan, pe inspectorul șef de la Timișoara. Din punct de vedere politic, doamna Constantin, Partidul Mișcarea Populară are sau nu are în cap, în calcul, în foaia matricolă, în fișa de parcurs, aveți în calcul să interpelați, să chemați și să faceți ceva, având în vedere ce s-a întâmplat în Timiș? Da, doamna, noi am spus de multe ori, dar acum este un caz foarte clar, doamna Carmen Dan trebuie demisă. Dânsa nu-și va da demisia, eu am renunțat de mult și noi am renunțat de mult la povestea asta, trebuie demisă din funcție. Sigur că trebuie să vină în Parlament, dar a mai fost chemată doamna Carmen Dan, să ne amintim, cu 10 august a fost chemată la comisii, a mințit acolo despre un raport existent, nici nu l-a prezentat de altfel și a mințit foarte mult legat despre 10 august. Din punctul meu de vedere, rezolvarea aici, în ceea ce privește pe Carmen Dan, este să fie demisă. Iar apoi trebuie să lucrăm pe legislație, cum spunea și domnul Coarnă, trebuie să lucrăm pe finanțarea poliției române, pe statutul polițistului și așa mai departe. O să luăm publicitate, oameni buni, revenim imediat. Înainte de publicitate, Teddy, te rog eu frumos, ca moment de reculegere al nostru, de la Se întâmplă acum, de la BNU TV pentru polițistul mort în misiune, să dăm cele 30 de secunde cu sunet ce au făcut colegii lui la București în fața poliției române astăzi, ca cinstirea memoriei lui. Revenim imediat. Avem o știre de ultimă oră care nu face decât să confirme ceea ce v-am mai spus de la Măsuță după plecarea domnului Dragnea în detenție la Rahova. Echipa dânsului se duce pe tobogan ușor, ușor, bucată cu bucată, pas cu pas, ca să cităm din clasici. V-am spus de Anca Alexandrescu, v-am spus de Vâlcov. Iată, în imagine, îl aveți pe omul care în Ministerul Apărării a răspuns, o să aveți, scoate puțin grafica și lasă-l așa, scoate un pic grafica. Omul lui Dragnea de la armamente, responsabil de eșecul licitației corvetelor, o celebră licitație cu interese și cu bani foarte, foarte mari, slash mulți, interesele mari, banii foarte mulți, domnul din imagine a fost concediat de Dăncilă. Repet, la nivelul de conducere al MAPN, dânsul, ridică imaginea un pic, Teddy, ridicați imaginea, copii. Iată-l, este vorba de domnul, imediat, Andrei Ignat. Deci cei de la Newsweek spun așa, și pe bună dreptate: premierul Dăncilă a mai scăpat de un om controlat de Dragnea, fostul lider al PSD. După Darius Vâlcov și Anca Alexandrescu, a venit rândul secretarului de stat Andrei Ignat, șef departament pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Pentru cei care nu știu, vă reamintesc, actualul ministru al apărării a deținut portofoliul pe care a stat domnul Ignat până azi. Mă refer la domnul Leș. Domnul Leș a fost comandant al acestei
structuri. A fost șeful acestei structuri. Domnul Leș? Da, a fost secretarul. Păi, dar n-a făcut armată acum. Nu, sunteți răutăcios. Domnul Leș a fost campion la tir. Când spun adevărul, deci, repet, domnul Ignat a fost demis. Arată clar. Ce arată, Iona? Ce arată, Mitică, în opinia voastră, demiterea unuia care, ca secretar de stat la armamente și în armare a trupelor românești, a fost responsabil de un eșec absolut halucinant, punerea în operă a contractului privind corvetele destinate Marinei Militare Române. Da, e un schimb de echipe, ca să nu mai exprim altfel, că aș putea să folosesc un alt cuvânt pentru acești oameni. Și a plecat Vâlcov de dimineață, a plecat doamna de la ANAF, care arăta domnului Vâlcov, doamna Triculescu sau cum se numea, da? A fost schimbată și dumneavoastră. Acum îl vedem și pe acest domn că a plecat. Însă nu putem să nu observăm că în locul lui Vâlcov, de exemplu, a venit domnul Remus Borza. Un condamnat definitiv. Deci a schimbat un condamnat în fond cu un condamnat definitiv. Se tot schimbă acești consilieri ai doamnei Dăncilă. E un fel de schimb de condamnat. Schimb de condamnat. Păi a plecat Vâlcov, care e condamnat în fond. Doamna spune foarte bine, 8 ani cu executare. Și a venit domnul care e condamnat definitiv. Da. Și a plecat domnul Dragnea, care e un pic încarcerat, și a venit domnul Adrian Năstase, care chiar a fost în pușcărie, nu? Să explice niște lucruri la guvern. Bine, dar Năstase a fost consultat și atât. Domne, nu prea contează. Eu îmi dau seama în ce direcție merge cu această guvernare. Și mitică și a ta, Ioana, doamna Dăncilă sau domnul Paul Stănescu? E greu. Doamna Dăncilă încearcă să ține echilibru, nu știu dacă o să reușească, pentru că nu are aceste abilități și capacități necesare. Doamna Dăncilă, până la urmă, este o victimă, a încercat să iasă, dar nu cred că are aceste abilități. Domnul Paul Stănescu conduce PSD împreună cu alți baroni. Cătălin? Da, Paul Stănescu, da. Și nu de astăzi. Cătălin, te întreb pe tine, că ei doi sunt direct implicați, sunt cotă parte. Unul e politician și unul este șeful cel mai mare sindicat al Poliției Române. Va fi Oprișan ministrul de interne, Cătăline? Nu cred, Doamne ferește. Nu te-am întrebat ce îți dorești, nu te-am întrebat ce crezi. Nu cred. Gazetărește. Nu cred că va fi ministrul de interne. De ce? Nu îl va numi președintele Iohannis, ministrul. El își dorește lucrul ăsta. Bravo, mă. Răspunsul ăsta l-așteptam și n-am vrut să-l dau eu. Da, prieteni, eu cred că, era să zic neamțul, Doamne, iartă. Eu cred că domnul președinte va ieși pe peruză și va spune cum a spus cu Titus, cum îl cheamă. Titus. Cornățeanu, bravo, domnul regizor. Cornățeanu. Domnule, nu o să fie ministru cât timp voi sta eu la Cotroceni și pe bună dreptate. Eu stau și mă gândesc cât tupeu trebuie și nu mă refer la doamna Dăncilă. Mă refer așa, în general. Cât tupeu trebuie să propui ministru, cât vicepremier al României, pe cel care, în alegerile precedente 2014 pentru prezidențiale, și-a bătut joc de diasporă cot la cot cu alții, ca să nu dăm nume. Și tu să vii să propui președintelui care atunci a avut de suferit și a fost ales în pofida mașinațiunilor de culise, la care, din opinia președintelui, a participat și Titus Corlățean, să-l propui vicepremier. Ce vrei să spui, Mitică? Am vrut să spun că am avut un schimb de mesaje cu domnul Buda, domnul inspector general care este la Timișoara și mi-a dat acordul să fac publice... Mai avem după publicitatea emisiune, că nu mai țin minte. O secundă, oprește puțin, Mitică. E foarte important schimbul de mesaje pe care l-a avut liderul SNPPC cu șeful Poliției Române aflat în județul Timiș. Ai primit acordul să dai informații? Primit acordul. Domnul Corn a primit de la domnul Buda acordul ca în emisiunea mea să furnizeze informații. Șeful poliției i-a dat acordul. Deci vom veni cu ultimele noutăți peste 3-4 minute din ceea ce se întâmplă în județul Timiș după crima abominabilă căreia i-a căzut victimă un polițist la datorie. Ne-am întors în direct, stimați spectatori, fără patetism, fără vorbe multe și grele. Acesta este omul care a căzut la datorie împușcat în gât de un om periculos, înarmat și liber. Suspectul este liber și încă o dată vă spunem, iată-l pe fie țărâna ușoară, pe Cristian Amariei, căzut la 43 de ani în exercitarea funcției de polițist în județul Timiș. Imediat o să vă arătăm imaginea și cu celălalt, care este căutat în toată România, mai ales în partea de vest a țării, filtre, elicoptere, poliție, servicii speciale, toată lumea contribuie pentru ca nenorocitul, și nu spun ăla, care o fi nenorocitul, suspectul vi-l arătăm, să fie adus în fața legii. Iată, dacă îl vedeți pe acest individ, care este suspectul numărul 1 în cazul de omor din Timiș, sunați la 112. Vă spune și poliția, vă spun și eu, nu interveniți, nu faceți pe eroi. Nu sunteți voi opinia publică,
merită să-l aduceți în fața legii. Sunați la 112 sau la primul, mergeți la prima secție de poliție din apropierea voastră. Vă spuneam că domnul Buda, șeful poliției române, i-a transmis, a avut un schimb de mesaje cu Mitică Coarnă. Care e informația momentului, domnul Coarnă? Păi, domnul Buda, sigur că a monitorizat și mi-a transmis niște mesaje la reproșul pe care l-am făcut eu public, acela că încearcă să mute centrul de greutate. Exact asta se scrie. Nu trebuie mutat centrul de greutate pe IPJ Timiș și de favoare venitul principal, care este ministrul de interne. Domnul Buda spune că presiunea este pe dumnealui, după care îi spun, ok, nu trebuie găsit acarul păune, scriu eu, adică nu încercați o logică în comunicare de tipul ăsta să transmitem și să mutăm centrul de greutate pe inspectorul șef. Și domnul Buda îmi spune clar, Petrecel este profesionist, Petrecel fiind inspectorul șef de la Timiș. Inspectorul de la Timiș, da? Care este un profesionist. Dar din comunicarea publică nu prea a rezultat așa. Vă dau înregistrarea, spune dumnealui. Înseamnă că cineva a trunchiat. Și îl întreb, pot citați dumneavoastră, dumnealui îmi dă acord. Dom'le, eu cred că domnul Buda este un om, un bărbat de toată isprava și asta o va dovedi mâine. Mi-a promis că are și demisia pe masă. Atenție, mi-a promis astăzi domnul Buda, șeful Poliției Române, că mâine va fi invitat pe telefon în această emisiune în fața voastră a celor de acasă. Sper că se va ține de cuvânt, e foarte important. Și sper că mâine vestea pe care ne-o dă este că l-a prins, poliția română l-a prins pe nenorocitul care l-a omorât pe Amariei. Și încă o dată facem apel înainte de final. Acesta este suspectul numărul 1. Este liber, înarmat și foarte periculos. Repet, este liber, înarmat și foarte periculos. Din informațiile pe care le avem, este și rănit unul dintre polițiști. Nu este rănit. Dom'le, hai să nu... S-au găsit urme de sânge, într-adevăr, știm că n-ai 100% garanția. 99%. 99%. Stimați telespectatori, vreau să vă arăt un lucru și să vă spun ceva foarte important pe final de emisiune. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Pe Facebook, pe pagina de Facebook, europarlamentarul Traian Băsescu, fostul președinte al României, a scris un lucru extrem de important. Și eu am vrut să-l abordez în emisiune, iată. Aceasta e postarea, cine are Facebook, eu n-am, după cum bine știți, n-am pagină de Facebook. Temerile domnului Băsescu sunt extrem de grave, extrem de serioase, extrem de mari, privind situația de la frontiera de stat a României, atât către nord, Ucraina, Cernăuți, cât și către vest, Ungaria. Domnul președinte, cu care am avut o discuție telefonică astăzi, am vorbit cu domnul Băsescu, mi-a spus să mai lăsăm lucrurile 2-3 zile să vedem cum evoluează și dacă lucrurile vor evolua așa cum crede domnia sa, adică rău pentru țară, rău pentru români, mi-a spus că nu e în regulă ce face Orban cu patrularea pe frontiera de stat a gărzilor ungurești, o să vă vorbim despre ele. Atenție! Atenție! Subiectul este tratat de Băsescu la maniera cea mai serioasă. În schimb, cu înțelepciune, zic eu, mi-a spus domnul Barbu, hai să mai lăsăm 3-4 zile să vedem cum evoluează. În Ucraina și Ungaria situația este extrem, extrem de tensionată în relația cu noi. Rămâneți cu B1 TV, urmează Răzvan și Radu, bună România, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne vedem mâine la ora 16, toate cele bune.